faptul că nu beneficiază de îngrijiri la domiciliu atunci când au nevoie. Cererile se analizează abia la sfârșitul lunii, până atunci oamenii au nevoie de îngrijiri pentru că sunt bolnavi în stadii terminale și durează foarte mult până aceste cereri se aprobă, în cazul fericit în care se aprobă. Cine se face vinovat de aceste? În principiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru că a elaborat niște norme pe 2011 care nu sunt legate de realitate, de ceea ce se întâmplă, de fapt, în acest domeniu. Pe de altă parte, cred că deficitul bugetar din sistemul sanitar impune, practic, și astfel de măsuri care nu sunt normale. Pot fi situații în care bolnavul chiar să fie pe moarte? Am avut câteva cazuri și, bine, din păcate nu o să vă pot da date exacte pentru că e vorba de confidențialitate, dar am avut cazuri de pacienți care au decedat până când cererea a fost aprobată de către Casa de Îngrijiri la Domiciliu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pardon. Credeți că aveau șanse să supraviețuiască? Tot ca medic vă răspund și eu. Este important pentru noi măcar să asigurăm confortul pacientului în ultimele zile de viață. E foarte important pentru noi. Chiar dacă prelungim viața bolnavului cu o secundă, simțim că ne-am îndeplinit datoria față de pacienți.